Despre ce vreau să discutăm astăzi? Se vorbește foarte mult și este normal, flexibilizarea muncii este o temă recurentă, este pe agenda tuturor companiilor, dar în același timp simt că încă nu s-au cristalizat niște concluzii relevante. Companiile încă caută acea formulă ideală de lucru atunci când vine vorba despre munca hibridă. Este un topic destul de vast, destul de mare, așa că eu o să mă concentrez pe ce știu eu mai bine, și anume flexibilizarea muncii din punct de vedere al locului în care ne desfășurăm munca. Imediat se va încărca și prezentarea Ok, ta. no worries. Suntem asaltați de foarte multe studii, cifre, survey-uri și așa mai departe. Și nu știu, mă gândesc că e bine perioada asta să ne păstrăm capul limpede, pentru că nu cred că există o sursă relevantă sau vreun expert din afară care să știe ce este mai bine pentru compania fiecăruia. Și dau câteva exemple, mi s-au părut foarte relevante pentru perioada în care ne aflăm. Un domn fondator al unei companii care producea computere, calculatoare din acelea masive care stăteau în sediile companiilor, spunea că nu există, domne, niciun motiv pentru care oamenii să-și dorească, indivizii să-și dorească un computer acasă. Iată că am ajuns să avem și computer acasă și am trecut și la laptop și am căpătat din ce în ce mai multă mobilitate. La fel, chiar inventatorul care a contribuit decisiv la telefonul mobil spunea că n-o să înlocuiască telefonia fixă. Iată că s-a înșelat chiar și el. Deci aceste survey-uri sau am selectat câteva exemple, nu știu, tot felul de studii care spun, uite, angajații nu vor să mai vină deloc la birou, sau angajații vor să vină numai la birou. Trebuie cumva să ne dăm seama ce este în spatele acestor declarații. Nu cumva sunt și alte interese. Aici, de exemplu, sunt două, trei studii făcute de companii de real estate, deci proprietarii clădirilor din Pipera și alte părți, care normal că studiile vor arăta că oamenii își doresc să se întoarcă la birou. Deci, cumva, ceea ce încerc eu să transmit este că nu, eu nu cred în nicio extremă. Chiar dacă noi suntem furnizori de spații flexibile și o să vedeți despre ce vorbesc, ce facem noi. Totuși, cred că stă la latitudinea și ar trebui să fie politica de muncă hibridă să fie dezvoltată de către fiecare companie în parte, pentru că fiecare companie știe, are specificul său și știe cel mai bine cum să îmbine obiectivele de business cu profilul și ceea ce își doresc proprii angajați. Sunt câteva lucruri clare, însă, care ne ajută să navigăm în această perioadă incertă. În primul rând, cred că am trecut cu toții de acea perioadă de negare a flexibilizării, adică angajații o să se întoarcă
și vor lucra de luni până vineri între aceleași ore, în același loc ca și înainte. Am depășit faza aceasta, dar cred că în continuare nu ne dăm seama de magnitudinea lucrurilor. Cumva înainte de pandemie, persoanele, angajații care aveau o componentă remote, se estima că vor ajunge chiar la 15% din totalul forței de muncă. S-au revizuit cifrele și chiar se va dubla acest estimat inițial. Deci o treime din forța de muncă, numai de vreme de 2025, va fi complet sau parțial remote. Ok. Ce mai citim prin presă? Care este cel mai productiv spațiu de muncă? Acasă, la birou sau într-un hub? Iarăși, nu există o formulă sau ideală sau un spațiu ideal, nici la nivelul unei echipe, unei organizații, dar chiar nici măcar la nivelul unui individ, pentru că astăzi eu sunt acasă și sunt foarte ok să lucrez de acasă. Mâine poate mă duc la biroul companiei, poi bine, merg într-un alt oraș sau nu sunt în proximitatea biroului, mă duc într-un hub de coworking pentru că nu mă pot concentra acasă. Deci cumva o formulă tot cuprinzătoare, replicată sau împinsă așa în organizație, este foarte periculoasă pentru că ea până la urmă nu reușește să se muleze pe această nouă libertate, nouă autonomie a oamenilor. Iarăși, un lucru care deja începe să fie clar pentru foarte multă lume, dar niciodată nu e... Tot timpul mai merge menționat măcar o dată. Remote work nu este același lucru cu work from home și de foarte multe ori termenii aceștia se folosesc interschimbabil. Am fost împinși cu toții în work from home și să zicem, nu avem un sentiment foarte plăcut atunci când ne gândim la a lucra numai de acasă. Desigur, este foarte ok în multe zile să lucrăm de acasă, dar nu tot timpul. Work from home rămâne o componentă, o subcomponentă a remote work-ului. M-am hotărât să arăt niște cifre. Chiar dacă vă spuneam, vă avertizam că trebuie să avem grijă când citim diferite studii, totuși un studiu făcut de Harvard Business Review sau de o companie precum Microsoft, zic eu că sunt relevante și destul de imparțiale. Hai să zicem, deși Microsoft evident are o soluție Teams care da, am încredere că este relativ obiectiv. Și aflăm că 73% dintre angajați vor să mai aibă și alte opțiuni de lucru flexibile din punct de vedere spațiu. Și Harvard ne zice că 77% preferă să lucreze pentru o companie care le oferă această flexibilitate. Cu alte cuvinte, angajații pot pleca oricând dacă nu le oferim această flexibilitate. În funcție de studii, să știți că cifrele variază între 60 și chiar 95%, dar nu cred că mai are rost să dezbatem esența acestor informații. Până la urmă, sfatul meu este să îmbrățișăm această descentralizare, pentru că ne aflăm într-un moment de răscruce în viața companiilor și orice decizie acum poate fi definitorie pentru viitorul organizației. La ce mă refer? Simplu, cum oamenii au ajuns să prefere organizațiile care oferă această
flexibilitate, putem cu o decizie, nu știu, care să nu deservească această nevoie de autonomie a angajaților, riscăm să-i pierdem și prima dată îi vom pierde pe cei mai buni. Pe de altă parte, dacă îmbrățișăm această descentralizare, construim politica de muncă hibridă astfel încât să satisfacă această cerință de autonomie la nivel individual, atunci, într-adevăr, construim brandul de angajator. Punem fundația unei organizații sustenabile pentru viitor, una care are și grijă de angajații actuali, cât și capătă un mare potențial de a atrage talente viitoare. Din punctul nostru de vedere, care este răspunsul și de ce Pluria construiește în această piață, este simplu. Ne-am dat seama că o structură binară de muncă hibridă, adică doar birou și lucratul de acasă, nu este neapărat sustenabil, pentru că tot timpul vor fi oameni prea departe de birou, dar în același timp zile în care nu mă pot concentra, nu pot fi productiv de acasă. Și atunci o rețea de spații flexibile, coworking, business lounge-uri și așa mai departe, completează, zicem noi și suntem foarte convinși de asta, completează și face ca întregul construct de politică de lucru hibrid să fie cu adevărat sustenabil. Concret, în România am unificat, zicem noi, cam 85% dintre spațiile flexibile existente, de tip coworking, dar nu numai, și le oferim în baza unui abonament companiilor pentru ca angajații să le folosească atunci când au nevoie, când nu pot ajunge la sediul companiei, poate chiar sunt angajați remote din alte orașe sau nu se simt ok acasă. Sau mai mult decât atât, când în momentele în care vor să colaboreze ca și echipă, astea sunt niște puncte unde se pot reuni. Suntem în 14 orașe din țară. Suntem activi și în Spania, Portugalia și Columbia, dar un lucru bun care ține de infrastructura aceasta de birouri flexibile avansează foarte, foarte repede, adică se încep să se deschidă destul de multe spații și noi le afiliem în rețeaua noastră. Deci sunt diferite tipuri de spații de lucru care efectiv e mai mare dragul să lucrezi de acolo. În primul rând, o conexiune bună și sigură de internet, o cafea bună, ambient plăcut și foarte, foarte important, proximitate. Pentru că angajații nu mai vor să stea atât de mult timp în mașină. Commuting-ul, traficul ne omoară. Și atunci e foarte important ca aceste locuri complementare să se regăsească în proximitatea angajaților. Platforma este destul de simplu de prezentat, ea e foarte complexă în spate, dar în principal angajații rezervă și accesează întreaga rețea prin intermediul aplicației mobile, iar compania are acces la o zonă de administrare, unde pot vedea chiar și în timp real de unde lucrează angajații și primesc un raport lunar cu privire la cele mai populare spații, cei mai angajații care au utilizat cel mai mult serviciul și așa mai departe. Deci se accesează atât posturi individuale de lucru, de tip hot desk, cât și săl de meeting. În final,
pentru că asta este o noutate și o solicitare din partea clienților noștri. Începem, de fapt, săptămâna trecută am început să oferim platforma noastră, aplicația noastră și pentru managementul propriului birou. Pentru că foarte multe companii încearcă să-și deschidă biroul pentru angajați, dar în același timp să-și asigure că e un environment sigur și că nu sunt mai mult de 30, 50, 100 de angajați concomitent. Și atunci din aceeași aplicație, angajatul își poate rezerva o sală de meeting sau locul, hotdesk-ul pentru mâine, poimine, atât la birou, cât și în rețeaua noastră. Asta concluzionez așa pe lângă faptul că am povestit un pic despre Pluria. Revin la tema generală și subliniez doar faptul că strategia trebuie construită și croită la nivel individual pentru fiecare organizație în parte. Până la urmă, o companie își dorește să angajeze talent remote foarte, foarte bun, să-și păstreze angajații productivi și fericiți și să fie organizație agilă. Și cred că sunt în piață destule elemente sau moduri prin care putem construi o astfel de politică de muncă hibridă. Și am zis în final, asta chiar este în final, ar fi cazul să nu-i mai credem pe cei care zic că ne vom întoarce la birou în aceeași manieră ca și înainte. Sunt puțini cei care zic asta, dar mi-aduc aminte de acest articol din decembrie 2000, 5 decembrie 2000, deci uite, acum 20 de ani și 4 zile, în care cineva încă mai zicea că internetul este doar un moft, va trece și vom reveni la o. Să știi că nu te mai auzim, cred că s-a închis microfonul. Gata, acum auziți. Da, te auzim. Da, am rămas fără baterie la căști. Noroc că m-au ținut foarte bine până la final. Deci, la fel cum și internetul a rămas, la fel și remote și hybrid work-ul vor rămâne. Trebuie să îmbrățișăm noua realitate și să construim plecând de aici. Mulțumesc. Mulțumim frumos, Andrei. Să știi că avem și întrebări. Chiar cred că destul de multe. Pot să le citesc eu. Ok, cum preferi. Deci, da, România ca și destinație de work from anywhere, într-adevăr, foarte multe țări și la nivelul orașelor sunt acum strategii de a atrage acești remote workers. Un segment extrem de interesant din punct de vedere economic. Sunt multe lucruri de construit și de vorbit aici, cum ar putea România să atragă astfel de oameni să lucreze de la noi și să consume bunuri și servicii din țară. Însă asta este un subiect oarecum la periferie, cred că foarte mult este foarte relevant, este adevărat, dar în primul rând pentru organizațiile noastre, pentru echipele noastre, chiar și în interiorul granițelor, cum construim politica de muncă hibridă și ce libertate le dăm. Da, colegi care lucrează pe fusuri orare diferite. Noi suntem o organizație complet distribuită, remote. Avem colegi în România, Spania, Panama, Columbia, Bolivia și
lucrăm, suntem într-adevăr pe fusuri orare diferite, focus pe output, pe rezultat, nu pe timpul petrecut și un mod de lucru asincron, clar, în care dăm o importanță mult mai mare lucrului scris în loc de conversația în timp real. Asta nu înseamnă că nu creăm oportunități să ne și auzim și să ne și vedem, mai ales în fizic, în spațiile din rețeaua noastră. Dacă mai sunt alte întrebări, o să le răspund eu în chat. Nu știu dacă mai sunt și altele, Daniel, față de ce am Mă întreabă citit eu. cine că consider că motivația pentru acest sistem de lucru este mai degrabă a angajaților sau angajatorilor și ce avantaje sunt de fiecare parte. Oh. Bine, în linii mari ai trecut prin ele, dar acum mai sunt lucruri Da, de completat. nu, da, încheiem cu această întrebare foarte bună, până la urmă concluzionează tot ce am zis. Nevoia de a păstra și această libertate nou câștigată pleacă evident de la angajat. Organizațiile trebuie să răspundă. E un moment critic acum. Alegi stânga-dreapta. Ce faci? Îi aduci așa, îi strângi și riști să plece chiar cei mai buni angajați? Sau le oferi această libertate și construiești pe ea? Și ce zic eu este că nu, organizațiile nu numai că ar trebui să facă lucrul ăsta în mod reactiv, de teamă. Să nu plece oamenii, și chiar se poate transforma într-un avantaj competitiv pentru organizații. Pentru că o organizație construită în felul acesta, gândiți-vă că poate atrage cele mai bune talente de oriunde. Că talentele nu s-au născut și nu trăiesc în proximitatea biroului, într-o zonă delimitată geografic, ci sunt peste tot. O firmă din București poate găsi programatori extraordinari în Sibiu, în Oradea, în Constanța și așa mai departe. Și acelora trebuie să le dăm oportunități de a se vedea cu colegii, de a mai ieși din casă. Nu poate să lucreze în fiecare zi din casă, din bucătărie, ați văzut, cu o hotă în spate sau cu un expresor. Sunt foarte multe cazuri, foarte multe call-uri în fiecare zi și asta este. De aici am ajuns să lucrăm. Deci trebuie să venim întâmpinarea nevoilor angajaților și să construim un astfel de framework prin care să le dăm lor autonomie decizională. Chiar dacă nu neapărat la nivel individual, dar măcar la nivelul echipei. Adică fiecare echipă să hotărească la nivelul molecular al echipei când se văd și unde și de câte ori pe săptămână. Mulțumim frumos, Andrei, Mulțumesc pentru tare. prezentare și da, într-adevăr, e o soluție cât se poate de interesantă și sunt absolut convins că dincolo de această perioadă în care foarte mulți dintre noi am lucrat de acasă, e clar că nu e o soluție neapărat pe termen lung și atunci avem nevoie de o diversitate din punctul acesta de vedere și de cât mai multe opțiuni. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult de tot, Daniel. La Mulțumim frumos! revedere. Pa, pa. O zi bună!